Bărbatul în vârstă de 40 de ani din Vlădești se afla astăzi împreună cu alți 3 colegi la o vânătoare autorizată de vulpi pe raza comunei Aninoasa. După mai multe ore, când vânătorii se retrăgeau la mașini, tânărul rămas singur pe una dintre crestele din Valea Siliștii a fost auzit de ceilalți amici cum striga după ajutor. Acesta ar fi tras 2 focuri de armă în plan vertical ca să sperie ursul, numai că animalul feroce s-a repezit la el, apucându-l de picioare și rănindu-l în zona abdomenului. Cu ultimele puteri a reușit să se îndepărteze de zona în care a avut loc incidentul, lăsând în urmă pușca și pălăria. La circa 100 de metri s-a oprit și a încercat să își lege un garou cu cureaua de la pantaloni, dar hemoragia a fost mult prea puternică și nu a mai apucat să facă această manevră. După numai câteva minute a fost găsit de un alt vânător, dar era deja prea târziu. S-a întâlnit cu ursul. Mă înțelegeți? El a strigat, a dat 2 focuri în sus și a strigat că l-a grămădit ursul. A mai dat un băiat un foc în sus care era la distanță de peste 100 de metri, 200. Altul, încă 2 focuri de armă, că l-a îngheirit ursul. Eu când m-am dus acolo, după circa 9-10 minute, am încercat, de-am făcut respirație artificială, dar l-am găsit cu cureaua de la pantaloni, care vrea să stranguleze, să oprească sângele de la piciorul drept. Mai trăia? Nu. După 8 minute nu mai trăia. La locul cu pricina au ajuns mai multe echipe ale polițiștilor Câmpulungeni împreună cu procurorii care au deschis o anchetă. Polițiștii în cadrul Poliției Municipiului Câmpulung, sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Câmpulung, efectuează cercetări în cauza privind decesul unui bărbat în vârstă de 40 de ani, produs pe raza unei păduri din comuna Aninoasa. În cauză se continuă cercetările pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care acest bărbat a decedat. Despre cele întâmplate a aflat și edilul comunei Aninoasa, Ștefan Benonie, cel care a făcut cunoscută problema urșilor din zonă, dar fără să primească vreun răspuns din partea autorităților abilitate. Știați că sunt probleme cu urși în localitatea noastră? Deci cu urși, bineînțeles că știam și am făcut și la scris, dar important este că nimeni nu poate, deci nu se dă de la noi ordine, nici de la prefectură, nici de la... Am mâncat un măgar la mine în Aninoasa, într-o grădină acolo, în comună. Eu personal m-am mai întâlnit cu un urs, chiar veneam de la Domnești și trecea strada la drumul județean când coborâm în slăbit din Domnești. Deci urși era și tot felul de vulpi, porci mistreți, există de toate. Suntem bogați. S-a mai întâmplat astfel de incidente? Niciunul. Niciunul nu s-a întâmplat. S-a întâmplat, am mai avut la Slănic, la un cotez de porci de găini, dar deocamdată nu mi s-a spus că le-au omorât porcii sau ceva, nu știu. Veți încerca din nou să faceți ceva scris către... Ce să facem scris? Schimbăm noi legile? Astea, legile, animalele sălbatice n-au mâncare, vă dați seama, fondurile de vânătoare e adevărat să le pună mâncare, să le aducă mâncare, că de-aia coboară în comună și în sate. Trebuie dus mâncare de către fondurile de vânătoare, cred. Altceva ce să facem? Să le dăm noi mâncare? După cazul bărbatului mușcat de porcul mistreț la Tigveni, acum un tânăr de 40 de ani a fost mușcat de un urs. Amândouă cazurile au fost mortale și nimeni nu va fi tras la răspundere. Argeșenii se tem pentru viețile lor în urma aparițiilor tot mai frecvente în gospodării a animalelor sălbatice. Asta se întâmplă din cauză că, în ochii guvernanților, viața unui animal sălbatic cântărește mai mult decât cea a unui om.